Cronica unui dezastru anunțat. Cam așa sună pe scurt ziua de astăzi din Parlament. Miniștrii propuși de Cioloș sunt audiați în comisii și primesc voturi negative pe bandă rulantă. Primul respins, Tudor Pop, propunerea de la Tineret și Sport. La audierea lui a venit și replica zilei de la unul dintre membrii echipei de audiere parlamentar PSD. Problema ministerului pe care nu-l veți conduce, dar trebuie să vă audiem, că așa e procedura. A conchis socialdemocratul subliniind pierderea de vreme din Parlament. Iar Dacian Cioloș a fost supus unui șir de acuze la audierea lui Nicu Fălcoi, propunerea pentru șefia la apărare. Un parlamentar aur l-a acuzat pe Cioloș că face circ venind în Parlament cu un guvern fără șanse, în vreme ce România valul 4 face ravagii în spitale. Dan Barna, propunerea la externe, a avut de dat explicații legate de probitatea sa morală după ce DNA l-a investigat pentru fraudă din fonduri europene și n-a fost convingător din moment ce a primit vot negativ. Că nu există nicio suspiciune sau acuzație departe de rezonabile. Tot ceea ce a ajuns până în momentul de față în verificare a fost fie clasat, fie probabil urmează să fie clasat. Deci aici n-am niciun fel de îndoială, lucrurile sunt foarte clare, dosarul finalizat a fost clasat pe argumentul evident, fapta nu există și cu asta acest subiect îl închid pentru că nu e nimic de comentat aici. Totuși, un al doilea dosar care are legătură cu o firmă condusă de Barna nu e închis. Departamentul de luptă antifraudă spune într-un răspuns la o solicitare Mediafax și Alef News că inspectorii săi au sesizat secția a doua a DNA și cu privire la proiectul Biblioteca Bunelor Practici, concept inovator de dezvoltare a mediului rural.